Valul de aer polar a pus autoritățile în alertă. Ministrul Energiei a convocat ședința Comandamentului Energetic de iarnă ca să nu existe probleme majore. Ministrul Energiei Sebastian Burduja e într-o legătură telefonică directă. Vă mulțumesc, bună seara, domnule ministru. Și eu vă mulțumesc, bună seara. Ați stat în linie cât să ascultați probabil legătura pe care am avut-o cu doamna Elena Mateescu din cadrul ANM. Se anunță temperaturi chiar și de minus 20 de grade Celsius zilele acestea. Să vorbim pentru început despre principalele teme vizate de comandamentul de iarnă. Ne asigurăm în cadrul comandamentului energetic de iarnă că nu există probleme cu aprovizionarea cu energie electrică și gaze pentru români și pentru economie. Mâine la ora 9 este o nouă ședință a Comandamentului Energetic de Iarnă. Noi trecem prin toți producătorii importanți, atât pe sectorul de, pe segmentul de gaze naturale, cât și pe energie electrică. Vizăm în principal stocurile de gaze și eu pot spune că suntem cu un grad de umplere de 81,17% astăzi. Diferența față de anul trecut fiind de peste 170 de milioane metri cubi. Ce înseamnă asta? Înseamnă că suntem mai pregătiți decât am fost vreodată pentru întâmpinarea iernii, cel puțin în ultimii ani. Avem un consum zilnic de aproximativ 40 de milioane de metri cubi, în zile foarte geroase spre 50 de milioane de metri cubi, dar producem și pe timp de iarnă cam 26 spre 30 de milioane de metri cubi, diferența urmând să o acoperim din ceea ce noi în mod înțelept am înmagazinat. Și în zona hidro stăm bine, 75% aproximativ gradul de umplere, deci avem capacitate pentru a genera energie electrică prin hidrocentralele țării și de asemenea stocurile de cărbune sunt de peste 560.000 de tone. Asta înseamnă că putem asigura și o producție pe bază de lignit, în principal prin complexul energetic Oltenia. Da, ceea ce ne spuneți, domnule ministru, este că România nu va avea nevoie să importe gaz în această iarnă? Da, decizia de import-export e una pur comercială. Noi, pe cantitățile pe care le avem, trecem iarna doar cu gaz românesc, dar sunt zile, cum e și cea de azi, în care a existat o mică, o foarte mică, în fine, cantitate de import, undeva la 4 milioane de metri cubi. Pur și simplu a rentat să importăm. Am și exportat azi 1 milion de metri cubi, deci diferența de 3 rămâne import net, dar sunt zile în care putem fi net exportatori. Repet, sunt decizii pur comerciale pe care le au companiile din sectorul energetic. Ceea ce contează cu adevărat este că suntem independenți din punct de vedere energetic, putând să ne acoperim consumul național doar din ceea ce avem ca producție națională și stocurile de gaze, respectiv producția de energie electrică, unde chiar suntem net exportatori și astăzi am exportat o cantitate importantă de energie electrică, având în vedere că a bătut vântul, am avut o producție eoliană record. Da, desigur, scăderea temperaturilor îi duce pe români cu gândul la facturi. La ce se poate aștepta populația în raport cu evoluția prețurilor la gaze naturale față de anul trecut și cum vedeți evoluția prețului în facturi? Prețurile pe factură vor fi cel mult la nivelul de anul trecut pentru că există o plafonare prin lege până în martie 2025. Și o văd toți românii care primesc factura acasă, scrie în clar 0,31 de lei megawatt-oră, dar foarte mulți furnizori au coborât deja sub acest plafon spre 0,24-0,26 de lei megawatt-oră, ceea ce duce chiar la prețuri ușor mai mici decât cele de anul trecut. Ne ajută pe de o parte că pe piața liberă europeană a scăzut prețul la gaz, cu siguranță față de vârful crizei energetice, dar și consumul de gaz al României este mai mic, din păcate spun aici, pentru că în general industria contribuia la acest consum cu o pondere importantă și o bună parte dintre combinatele de îngrășăminte sunt încă închise. Pe măsură ce prețurile vor scădea în continuare și dacă nu există evoluții surprinzătoare, ele vor scădea.
și facturile românilor vor scădea și, pe de altă parte, și economia românească va putea să repornească aceste capacități care folosesc o cantitate mare de gaz. În contextul acestui val de aer polar care va duce la fenomene meteo violente, la scăderea temperaturilor, ar putea fi rețelele electrice afectate de viscol și ce trebuie să știe românii care se vor confrunta cu astfel de situație? Da, mulțumesc pentru întrebare, e foarte pertinentă. Într-adevăr, dacă avem o temere la comandamentul energetic, este cea legată de rețele. Pe de o parte, sigur că ele necesită modernizări și o bună parte din întreg sistemul energetic este de 30, 40, 50 de ani. Pe de altă parte, sunt și fenomene normale, în condiții anormale. Deci nu ne punem cu natura. Și am văzut și în noiembrie, când vântul bate cu peste 80-100 de kilometri pe oră, pur și simplu sunt avarii care apar la rețelele de joasă tensiune, de medie tensiune sau chiar la rețelele de înaltă tensiune de la Transelectrica, și asta necesită un timp de intervenție. Timpul poate fi determinat de accesibilitate, deci dacă avem drumuri dezăpezite, ajungem mai ușor să reparăm aceste deficiențe. Dar dacă vântul bate cu 100 km la oră, nimeni nu se poate urca la mare înălțime să înceapă să repare liniile. Deci îi rog pe român să ne sesizeze și nouă la minister, dar în primul rând companiilor de distribuție și furnizorilor cu care au legătura, orice probleme, să aibă răbdare. Dacă sunt fenomene extreme și nu au curent câteva ore sau, Doamne ferește, câteva zile, există un ghid pe care și noi l-am promovat la Ministerul Energiei astăzi. Ce avem de făcut în aceste situații? Cum să ne păstrăm o temperatură cât de cât confortabilă în case? Cum să ajutăm pe vecinii care poate au dizabilități sau sunt în vârstă și au nevoie de ajutor? Pur și simplu, ce avem de făcut atunci când avem o pană de curent? Și îl găsiți acest ghid pe site-ul Asociației Energiei Inteligente. Este foarte practic, include inclusiv atenționări. Dacă există fire din rețeaua electrică debranșate, nu trebuie să le atingem, trebuie să avem grijă, toate informațiile le găsiți online. Da, spuneți că în privința rezervelor de gaze România stă mai bine decât a stat în trecut anul acesta. Corect. Climatologii știm că au făcut avertizmente legate de faptul că fenomenul El Niño ar putea aduce o iarnă autentică în a doua parte a ei, adică din ianuarie încolo. Pentru cât timp este asigurată furnizarea de gaze naturale din stocurile existente în condițiile meteorologice din acest moment, să spunem? Da, în acest moment vorbim încă de o iarnă normală, asta înseamnă până la cel mult două episoade de ger viscol pe lună, un episod putând dura între 4 și 7 zile. Dacă va fi o iarnă extrem de grea, după ce epuizăm ceea ce avem înmagazinat și, repet, noi producem și pe timp de iarnă acele 26-30 de milioane de metri cubi pe zi, apelăm la gazul de import din Azerbaidjan, unde avem un acord în vigoare. La cererea României putem să tragem până la 1 miliard de metri cubi, deci o cantitate mai mult decât suficientă. Și avem și o a treia opțiune, și anume gazul natural lichefiat, care poate să vină prin terminalele din Grecia, în principal. Deci suntem pregătiți și cu a doua și a treia variantă de rezervă. Da, ați făcut o precizare mai devreme și aș vrea să ne lămurim doar ca o concluzie. Vorbeați despre faptul că România produce mult energie electrică, vorbeați despre energia eoliană, se exportă surplusul. Care e situația din acest punct de vedere al consumului de energie electrică? Vom avea nevoie să importăm sau stăm bine în acest moment? Și asta depinde de zi și depinde de intervalul orar, pentru că pot fi intervale orare, mai ales, să spunem, noaptea. Nu bate vântul, poate, sigur, nu bate soarele. Dacă există anumite constrângeri în zona nucleară, s-a întâmplat ca și în noiembrie, când a fost o vreme geroasă, să trebuiască să reducem capacitatea la unul dintre reactoare, pot fi intervale orare în care să importăm, dar per total România este exportator net și pentru că suntem norocoși să avem cea mai mare rezervă de apă din Europa și foarte multe hidrocentrale, e adevărat construite în mare măsură înainte de 89, putem să suplinim aceste deficiențe de producție temporare
cu creșterea producției din hidrocentrale, de aceea acel procent de umplere din lacurile energetice, undeva la 74-75%, este asigurator în acest moment. Vă mulțumesc foarte mult, Sebastian Burduja, Ministrul Energiei.